Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Protestul de la Mina Crucea continuă. 9 delegați vor pleca la București să se întâlnească cu reprezentanții Ministerului Energiei. Ei sunt nemulțumiți că noua firmă de ecologizare promisă din luna martie nu a fost înființată nici până acum. Iar în ceea ce privește activitatea de la mină, oamenii au fost îndemnați să-și ia concedii de odihnă sau concedii medicale. Dar până acum tot asta au făcut. Cât asta medical din ce să-și ia? Adică dacă omul nu e bolnav, bine că ei sunt bolnavi când lucrând acolo cu uraniu, tot găsești dar tot ceva, te trimite nu? Pe tine acolo să zici ce e cu chestia asta. Dar de ce nu-și iau șefii concedii? Adică cei de la București. Că e foarte tare asta. Există o companie, Compania Națională a Uraniului, cu sediu în București și singura exploatare în județul Suceava. Cum vine asta? Păi fă-ți companie aici, cu sediul la Suceava sau cu sediul la Crucea. Nu vrei la Crucea, vrei la oraș, la Câmpul Moldoveni sau la Vatra Dornei. Ca să fii acolo în contact direct. Nu poți să rezolvi problema oamenilor, le ceri să plece în concediu, ia-ți și tu concediu fără plată. Bun, dar această Companie Națională a Uranului, se pare că ea nu va mai exista odată ce obiectul muncii nu va mai exista. Bun, dar acum adică există. Eu sunt convins, și nu, ea va exista în continuare, pentru că această Companie a Uranului va trebui să facă niște importuri, cercetări sau ce? Și cu importuri și să mai cerceteze, poate mai găsesc uraniu la Slobozia. Când vor săpa metroul la Cluj, poate găsesc uraniu acolo, lor le trebuie metroul la Cluj. Da? Dar ea asta e de îmburicare, așa că hai mă gândeam că acești reprezentanți conducători ai Companiei Naționale a Uranului sunt direct interesați ca Mina Crucea să funcționeze. Nu, ei sunt și direct interesați să-i protejeze pe angajații de acolo. Nu, ei nu sunt direct interesați, ei sunt puși pe criterii politice acolo, sunt niște activiști de partid proptiți în funcții să ia niște bani buni și să execute ordinele pe care le dau domnul Barna, domnul Cioloș, depinde ce spune Franța, domnul Iohannis, depinde domnul Câțu și așa mai departe. Dar ei, tu să nu le plângi lor de milă, pentru că să presupunem că se desfințează Compania Națională a Uraniului, acești politruci sunt mutați în altă parte. La o altă companie La o altă națională. Companie cu bani foarte buni și mai bagă și prin consilii de administrație pe la alte companii și iau purcoi de bani. Deci pe ei nu interesează. Nu, în fișa postului nu e, fișa postului aia nescrisă nu e să aibă grijă de oameni și de locurile de muncă și de a păstra o companie strategică, nu asta aia. Ei sunt puși acolo să zică da, să trăiți, trebuie să distrugem. Distrugem și nu e nicio problemă. Ei își iau bani pentru asta. Și datorită slugărniciei lor și esmenismului, ei vor fi mutați în altă parte. Deci nu are nicio legătură omul, muncitorul de la Crucea cu boierul de la Compania Națională a Uranului de la București. Dar am văzut că situația cu minele e peste tot în țară complicată. Am văzut că și la Bihor, acolo sunt în grevă, în frunte cu directoarea și cu 10 oameni au intrat prin subteran, parcă. Deci actuala conducere vrea să distrugă mineritul total, și ăla de cărbune și de uraniu și ce mai de subsolul. Cupru, zinc, aluminiu, soia, nu știu ce mai de. Deci tot activitatea de minerit în România va fi distrusă complet, adică nu vor mai exista. Dacă e națională, mine. Că dacă e internațional, eventual de peste mări și țări, da, nu, Canada, da, da. Existau interese foarte mari ca bun, să mineritul românesc, hai că să zicem ăsta, mineritul românesc va fi distrus complet. Problema e că minerii sunt împărțiți, câțiva sunt la Crucea, câțiva la Bihor, câțiva prin Hunedoara și așa mai departe și nu sunt uniți, că dacă ar fi uniți poate ar merge la București și ar mai pune presiune pe guvern. Să ce? Însă ei să că dacă tema e trasată. Acum e și târziu, dar să fi pus presiune, dar ei fiind dispersați și pe asta au mizat cei la București, bă, ăștia nu sunt uniți, hai că putem să distrugem fără nicio problemă. Și că minerii de la Crucea sunt în grevă. Nu știu pe cine afectează câtă vreme. Pe ei și pe familiile lor. Nu? Da, atât doar. Minereul de la Crucea nu este folosit mai deloc în țara noastră. Noi da, deci e o activitate care va fi distrusă
și niște oameni vor rămâne, nu mai vorbim ce am vorbit ieri. Ne așteptam ca această companie de ecologizare să fie deschisă din martie. Nu, pentru că ei au probleme cu vaccinarea și cu PNRR-ul. Hai să vedem cu vaccinarea. Au fost trimise niște ajutoare de la guvern în mai multe zone din țară. Două ansambluri pentru centre de vaccinare în Vamă și aeroport au ajuns la Suceava. Cel din aeroport este operațional cu vaccinul Pfizer și cel de la Vama Siret va fi funcțional în câteva zile și va putea fi administrat acolo doar vaccinul Johnson & Johnson. În condițiile în care țara noastră s-a rugat de producători să nu le mai trimită acum dozele de vaccin. Campania de vaccinare e în cap. Deci s-a dus, s-a terminat cu ea. E gata. Deci acum știi cum vezi că nu mai sunt cazuri decât rar de infectări. Rare sunt cazurile. Auzim că va fi tulpină dominantă cea indiană, foarte transmisibilă. Nu, dar nu mai e că auzim, lasă, nu știu cine o transmite și cine a plecat după aia în India, să o aducă, domnul Gheorghiță. Au venit indienii, că lucrează și la noi în țară. Aia n-au mai plecat de mult din țară, că la cât îi plătesc aici n-au bani de avion. Așa că indienii din Londra, aia au bani de avion să meargă și să vină o dată pe săptămână, pentru că lucrează în industria IT și în medicină, în sistemul medical. Dar la noi sunt muncitori și la cât îi plătește la noi trebuie să stea 10 ani să strângă bani de un drum. Adică nu au bani. Hai să nu mai agităm lumea așa că vine tulpina indiană și nu știu ce face aia. Eu zic că lumea e destul de stresată și de plictisită de chestia asta. Ai noștri sunt disperați. Ei sunt în stare să pună câte un container în fiecare stație de autobuz și să îi roage să le dea din astea gratuite, autobuz gratuit, călătorii pe oameni se vaccineze. Poate se ia și la noi. Disperați ori, săptămâna trecută, același domn Gheorghiță spunea că va închide centrele de vaccinare au activitate. Păi acum, dar ce faci? Păi sunt atâtea care nu au activitate. Poate iau modelul din Islamabad, că în Islamabad acolo a zis cine nu se vaccinează, îi tăiem telefonul mobil. Păi dacă faci asta, se vaccinează și sugarii merg. Acum toți de la 6 luni au telefon. Dacă zice că bine, aici iese lumea în stradă, până aici. Dacă ai zis că ai luat telefonul. Mersul la serviciu, dacă ai luat telefonul mobil. Cu călătoriile, cu nunțile, hai că mai înțelegem. Da, telefonul până aici. Mobil. Până stop. Și ei sunt disperați în curând, așa cum spuneam, că sunt zero cazuri acum, un caz, două, ți-e și rușine să le mai spui. Noi la radio nu mai dăm nicio știre legată de asta. Mai dăm cu numărul de vaccinări ca să ne distrăm că e în scădere numărul de vaccinări, știi? Eu mă distrez la asta pentru că spunea premierul că vor fi 5 milioane, nu e 10 milioane în august. N-am ajuns încă la 5 milioane la mijlocul lui iunie. Și la 10 milioane nu o să ajungem niciodată. Foarte probabil. Nu, cred că în august o să fie 6 milioane. Hai, 6 milioane și un sfert. De unde ai găsit optimismul ăsta, Sorine? Așa. Și o să fie așa și cu vaccinări. Că ai două cazuri aici, o să fie două vaccinări și așa. Ieri la marginea la sala de sport, 5 vaccinări. Deci e în cap total. Să-i plătești și pe oamenii ăia care stau acolo, îi ții și din treabă. Dar nici nu le-a dat bani. Dar nu le-a dat bani din martie. Și ieri am vorbit cu viceprimarul Hașovski, spunea că le dă banii ieri. Ieri nu s-au dat bani la toată lumea. Și în Suceava, în municipiu, mai e? Bine că decontările se fac de la guvern, dar întâi trebuie să plătească DSP, primăriile. Da. Dar primăria nu poate să plătească. Asta mi-a explicat viceprimarul. Ea nu poate să dea bani. Ea așteaptă primăria. Dar contractul e cu primăria. Adică omul dacă vine și cere cuiva banii, păi cere absolut. Primăriei. Că primăria, dar primăria nu a vrut să dea bani primăria înainte și să-i aștepte să vină după și a zis că nu se poate. Dar și ăștia, fă direct contractul, tu, Ministerul Sănătății, cu doctorii sau cu DSP-ul, îți dea drept. Ce mai dai prin primărie, e greu de înțeles. Deci, e în cap și tu mai deschizi două centre. Ce se vaccineze la Vamă? Poate că ești pentru ucraineni. Da, bun, dar... Ei n-au teoretic voie să se vaccineze la noi în țară, decât dacă au reședință. Deci, campania de vaccinare în cap, singurul lucru care mai merge e asta cu caravana, dacă... Nu pun oamenii câinii pe tine când vin. Dar știi cum e? Câinii latră, caravana trece. Nu, dar te duci acolo, du-te la Dorna cu caravana, te iau la bătaie. Urși. Păi te iau la bătaie, când treaba ai venit să omori urși sau să iei de aici. Nu, am venit cu vaccinarea. Pă, dau drumul la câini urgent.
Asta e singura care mai merge. Aici l-a stat cu mânuța pe geam la mașină, așa, 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 că toți ăștia cu BMW-uri cred că și-au făcut vaccin care aveau de făcut, ca să-i vadă lumea. Le mai vine rapelul. Da, ca să-i vadă lumea cum stau ei cu mâna pe gemuleț și stau sclavii și le fac injecție în braț. Așa că aia e cam în cap. De ce toată? Și ei mai deschid două centre. Asta așa, ca să... Cred că aveau containerele alea, n-aveau ce face cu ele. Partea bună e că rămân containerele după aici. Și dacă avem containerele alea, cine știe? Mai deschidem un terminal la aeroport. Da, mai facem terminal la aeroport. Dar asta e, hai să ne băgăm în seamă. Să nu zicem că n-am făcut. Așa, altceva. Dar vom face și luna diasporei. Uite, odată cu luna diasporei, care e... mai bine o jumătate de lună. Care jumătate? E de la 1 august până la 31. Da, dar vârful 15 august. Dar ce e pe 15 august? Cu Sfânta Maria și cu serbarea de la Putna. Așa, da. O leagă și de asta. Va avea loc anul acesta și va cuprinde și Festivalul de Artă Medievală. Mai terminați-vă cu Festivalul de Artă Medievală. Festivalul Păstrăvului, deci de la Ciocănești. Deci nu va fi niciun Festival de Artă Medievală. Hai să o terminăm cu asta. Deci va fi un fel de... Deci mini-festival, da? Dar nici mini. Micro-festival. Așa, pentru că festivalul strici brandul, că nu poți să faci paradă, nu poți să faci nimic, da? Nu va fi niciun festival de artă medievală, va fi un surogat. Vor fi câteva chestii medievale, așa, la cetate, niște împing din astea, împunsături cu săbii, nu știu, atât. Deci nu se face paradă. În principal, festivalul ăsta... era pentru paradă. Nu se poate organiza paradă, pentru că nu poți, ca de la intrarea din oraș până la cetate, să-i controlezi pe toți oamenii care ies în stradă, să vezi dacă sunt vaccinați sau testați. N-ai cum, n-ai voie. Și dacă n-ai voie, nu poți să-i pui din 2 în 2 metri. Cine stă pe... Deci nu se face niciun festival de artă medievală, se face un fel de la cetate. Nu e nicio paradă, nu vin cai, sau s-ar putea să vină 2 cai din aia. Frumos, erau, măcar să fie. Nu mai vin atâtea trupe. Nu se face, pentru că sunt condiții foarte restrictive și nu se poate face. Și vor fi de aici, în zonă, pentru că, da, așa cum mai vorbim noi și cu altă ocazie... Dar mi-a zis directorul muzeului Emil Urs. Nu ai cum angaja trupe, da, din alte zone ale țării, din străinătate. O să fie un mini-festival de jucărie. Deci nu un festival de artă medievală, că îi strici brand-ul dacă tai de acolo. Taie festival. Să tai, da? Cuvântul festival sau ce anume? Festivalul de artă medievală, ăsta e un brand. Tot, da. Ăsta între e un brand, care nu, și nu poți să-l folosești un surogat, așa. Da? De... Da, o ceva medievală. Dar asta e un brand, n-ai cum să-l folosești așa, aiurea. Dar folosesc tocmai organizatorii. Consiliul Județean e... Ștergere. În ceea ce privește luna diasporei în sine, da, e bun ea că... va fi tot așa, și online, va fi hibrid. O lună diasporă, da, hibridă. Dar noi nu știu de ce noi spunem, cel puțin la Suceava, în Bucovina noastră dragă, să ne mai zicem luna august, să zicem luna diasporă. În calendar. Un aibie de luna august, în calendar, să fie luna diasporă. Și să fie niște sfinți. Dar noi, era, august e gustar, cred, nu? Să rămână august, gustar. Rămâne august în calendar și în loc să-i spui gustar... Spui... Diasporean. Da. Nu, mă, cu totul. Luna diasporei să înlocuim la Suceava pentru că autoritățile sunt tare. Dar luna sucevenilor nediasporei nu e. Dar noi de ce nu avem? Noi care stăm aici, așa, că nu ne-a dus capul. Nu e că minoritățile au nu, dar pe noi nu ne-a dus, lor programe. Nu ne-a dus capul, nu ne-au dus brațele, picioarele să mergem în diaspora, să stăm, să lucrăm. Nu ne-a dus. Atât am putut, atât am făcut. Asta e. Am rămas aici. Am rămas aici. Păi nouă, de ce nu ne face un festival din asta? Și să ne invite și pe noi la Păstrăv, la... Să ne... Dar să ne spună și noi. Dar să știi ne... că ai voie și tu, Sorin. Păi eu știu că am, dar să ne spună special, pentru că mesajul e pentru diaspora. Dar să ne zică și nouă aici. Să ne spună și nouă ceva, să ne invite undeva. Să ne spună, să ne dea nouă și nouă o lună. Care lună vrea Consiliul Județean ceva să ne dea? Luna sucevenilor, care rămași acasă, nu știu, să-i găsească o prescurtare. Să ne când e cel mai urât, în octombrie, în noiembrie, când bate vântul, când plouă, când e glori. Noi rămânem acasă și atunci. Noi rămânem așa și noi nu vrem mult. Numai să ne pun într-o seară un disc, o fanfară, să ne dea o fanfară. Noi ne mulțumim cu atâta.
niște mici contracuri, nu vrem gratis, nimic, să ne dea și nouă ceva, slănină cu ceapă acolo, să ne bucurăm și noi, dar să știm că suntem băgați în seamă. Noi, da? Că e pentru noi. Le fac pelerinaje, de-aia parcă oamenii parcă vin acasă, ei la festivalurile astea. Ei de-aia vin acasă. Nu vin să-și vadă rudele. Dar și au rudele și care să bea cu băieții. Le duc la așa. Festival. Ei vin toți să sunt nebuniți. Abia așteaptă luna august să vină acasă, să vină la festivalul și la dezbateri. Nu, mă, dar să ne bagi și pe noi în seama asta, mă. Să ne facă luna noastră. Sau măcar o zi. O zi. Ziua asta ce vreau. E bună. Dar e tot e cu diaspora. Ce e mai important e cu diaspora. Poate vei fi auzit, Sorine, da, și să ne... de ziua ta, Sorine. Da, las că vorbim la primărie, cu primarul Lungu să ne facă el ceva. Nu mai dă sarmale anul ăsta, nu se dau sarmale la Sânziene, mi-a zis viceprimarul. Iar parada de Sânziene nu va fi pe 24, va fi pe 22. Ce paradă? Tu numai parade vezi? Paradă? Ce paradă? Acea... Acea ce? Cum se cheamă? Cum îi zici, Modest? Pelerinajul cu Sfântul. Va ieși Sfântul pe... Numai paradă, tu gata, numai distracție, numai fanfară. Procesiune, așa, asta e cuvântul. Bine, la aia o face biserica, e altceva. Dar nu o face pe 24, o face pe 22. Altfel decât de fiecare dată. Noi zic de primărie. Primăria nu face nimic, e numai târgul ăla în centru, unde sunt căsuțele. Face Consiliul Județean ceva, o fanfară, ceva. La concertul anunțat? Care concert? A fost anunțat de către primarul Ion Lungu concerte zilele Sucevei cu acces pe bază de vaccin. Nu știi că a fost o discuție și am discutat A fost balon de încercare, nu. Deci nu se face nimic. A face Consiliul Județean o fanfară, ceva, o tropățică, nu știu, așa. Târgul ăla de Sânziene și nu se mai face nimic. Bun, l-am întrebat pe viceprimar că pelerinii or să vină, nu ca în alți ani așa, mulți, dar or să vină. Și primărea, ca de obicei, a zis că vorbește cu arhiepiscopia, să spun dacă e nevoie ceva de ajutor și vor fi locuri în cămine. De cazare în cămine. Pentru oamenii care vor veni, normal că... Dar rest nu se mai face nimic. Ei, și cu sarmalele alea care trebuie să se dea de Sânziene, să ni le dea nouă primar. Uite, asta e ziua pentru suceveni. Ziua orașului, 24 iunie. Da, de fapt. Dar, până la urmă, sarmalele tot la străini vin, așa suntem noi, Sorine, da. De ziua noastră dăm la alții. Da, dar asta face primăria, dar Consiliul Județean să facă pentru tot județul, să facă zilele sucevenilor neplecați în diaspora. Neplecați. Neplecați în diaspora. Mulțumesc pentru discuție. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.